Sențite făcute. El și ea, crezând că unul e, da, înger și altul e demon, că așa s-au simțit de la începuturi, da? Ori e invers. Oglinzile alea care ziceam, e, da, din asta, e invers și atunci ea îl ajută să devină înger. Nu e îngerul a devenit demonul căzut, da? E invers. Un fel de la începuturi să ajunge înapoi în viitor, de unde a pornit totul, cum a fost de la început, da? Te întorci înapoi, aia ziceam, dar de fapt de la începutul. Nu te întorci înapoi, un fel de, e viitorul. E invers povestea și viitorul. Cum am ajuns să te iubesc, da? Da. Cum am ajuns să fiu cine sunt? Ia ca și întrebarea, dar cine ești? Și cu îngerii și demonii care se împart, da? Acolo se ajunge, despre asta e. Fiecare își joacă rolul, când e sărătură cuantică, imediat magie, nemagie, zic cum vrei, ai... făcând școala, să zicem, despachetându-te, tot auzeai, fiecare joacă rolul lui, fiecare joacă rolul lui. Și a început nebunie, bun. Și tu te-ai simțit, vezi, Doamne, că personaj pozitiv, adică te-ai simțit înger, da? Nici cum demon. Și invers, demonul s-a simțit demon, nici cum înger. Și despre asta e, da? Și se întâlnesc cei doi ca să se ajute și numai... cei care se iubesc cu adevărat și în inima lor nu are loc altcineva, se ajută reciproc să ajungă unde trebuie să ajungă. Dar suprapui lumea și eu în spațiu mic, e aici, suntem vecini, e pământul, e lumea de apoi, e lumea deasupra raiului, e nu știu ce, da? Poveștile. Și el a ce comprimat tot, ai suprapus și... raiul, iadul sunt împreună și au trăit până la adânci bătrânețe, dar fiecare joacă rolul, da? Și ea îl ajută să devină înger, ea crezând că ea e îngerul, da? Și neștiind divine feminina, fetele băieți împărțiți care cum, îl ajută, perechele, îl ajută să devină înger, cei ce a fost din totdeauna, dar asta a fost drumul și el o ajută să devină demon, demoniță. Da? Și acolo era tot, îți apăreau, aș bate joc de el, dacă nu înțelege, e băgat pe săracul, pe bieții și pe să înțeleagă, își bate joc, iadul de el, să vezi ce faci, dacă nu înțelege, să treacă transformarea, lecțiile și așa mai departe, să vezi tu cu cine vede el că face dragoste în pat, că nebunește, cu însăși demonul, cum să zic, ca să înțelegi acum, că de fapt transformările, da, unde ajung și ce se întâmplă energetic, în cuplu, de fapt, ce? Din 3D mai departe nu s-a mers un fel de, da, ori din unde nu s-a mers, s-a ajuns în 3D, s-a închis tot, când a văzut omenirea despre ce e vorba, s-a întors înapoi în 3D, în lumea în care se trăia liniștit. Bărbatul, femeia, copilaș, familie, să uit de tot, da? Psihic n-au rezistat când au ajuns și au înțeles despre ce e vorba. Ok, distrează-te. Și uite așa, s-a trezit îngerul cu să înțeleagă că a iubit o demonoică și invers. Demonița, de fapt, s-a trezit că a iubit un înger. Iubește. De ce a iubit? Că sunt începuturile. Și așa s-a desfăcut iadul și raiul, da? Toate poveștile nu sunt povești. E invers. Un real story. Nu. Poveștile sale adevărate, că sunt magice, că sunt puteri, că sunt e forța dinăuntru, sunt transformările. Poveștile, da? Și dacă vrei ceva să afli, poveștile. Te uiți, poveștile... ceva e real, acolo e. Ori realul, nu, realul e fantastică. Realul n-a existat niciodată. Că
pământul e pământ, că familia e familie, că iubita e așa și iubitul e... Da. Dincolo. Ok.